bărbat te consideri tu dacă nu mănânci chiurtul școlar, domnule? Nu înțeleg. Adică toți garoii și toți gherțoii mâncați pâine prăjită cu zahăr. Ăla e desert? Hai că de săptămâna trecută s-au înghesuit toți garoii, toate amețitele și toți mafioții să ne dea like la clip și să ne bage în trending. Mafioți pe burta goală. Da. În altă ordine de idei, de fapt e prima ordine, dar cui îi pasă? Tema de azi, mai pe scurt, așa că n-avem tot timpul. Mi se duce deja manicura. În fine. Rochii tradiționale ungurești. Da. Rochii tradiționale ungurești. Ăsta va fi trendul. Deja am făcut în parteneriat cu EMAG rochii tradiționale ungurești. Aveți pe EMAG, pe mafioții de la EMAG, eu i-am pus să-mi vândă rochile tradiționale ungurești. Cu acest model floral, sper să nu vă aud acum că mă căniți în continuu despre rochii, că sunt ungurești, că avem o problemă cu ungurii. Mai bine, înainte să măcăniți aiurea în stânga și în dreapta, mai bine vă informați, nu mai fiți mafioți. Că mai sunt unghiuri, că nu știu ce, că ma. N-aveți voi nicio problemă cu rochiile mele tradiționale ungurești. Nu mai fiți pe burta goală, mai informați-vă, mai documentați-vă. Ce bărbate consideri tu dacă nu mănânci chiurtul școlar, domnule? Nu înțeleg. Adică toți garoii și toți gherțoii mâncați pâine prăjită cu zahăr. Ăla e desert? Ăla e desert? Cine crezi tu că ești dacă nu mănânci chiurtul școlar? Nu înțeleg. Adică cum? Are ceva chiurtoșul? Are și cu ciocolată? Are și cu nucă? Are și cu zahăr. Voi toți garoi, toți gherțoi, toți mafioții pe burta goală, da? Mâncați pâine prăjită cu zahăr, cum mânca tata aia, acum 30 de ani. Da? Chiurtul școala cu ce are? Adică tu te crezi mai mafiot dacă nu mănânci chiurtul școala că ce? Că sunt unguri? Bă, treziți-vă la realitate! Mafios de carton! Laura! Adu pisica! Da, nu, las-o să curgă, că oricum trebuie să-l programez pe mafiot la tuns. Da, iarna! Da, încoa. Tunde-mi și mie pisica. Da, iarna! Că lasă prea mult păr în casă și nu pot să fac haine din păr de pisică. Da, iarna, să mi-l tunzi bine pe mafiot.
așa, garoi de carton. Unde rămasesem? Mariane, filmezi, Mariane, ai pornit filmarea asta nenorocită. Da. Vrei Chiurtoș Colac? Vrei Chiurtoș? Îți dau un nu vrei tu? Fire, dracu, dă pitică nenorocită, șomă-l toacă, dracu. Nu vezi, fă, cât ești de urâtă? Nu vezi în ce hal arăți? Zici că ești un travestit nereușit dintr-un sketch de chiriosul ăia de bendeac. Ridici râtul ăla de scroafă împutită la Vadim Tudor. Mă provoci tu pe mine, fire dracu, de pitică. Nu vezi, fă, că ești atât de pitică că n-ajungi nici la pedalele de la mașina de cusut și te-ai apucat ca toată lumea de altfel de vlogging. Băi, nenorocito, șomă-l toacu, ce ești tu? N-ai tu dialog cu mine, cu Vadim Tudor, băi, analfabetă, ce ești tu? Vrei haine ungurești, vrei Chiurtoș Colac, te bagă în închisoare, bă, pitică, dracu, și te bag și în p***a mătii, dă nenorocită, ce ești tu? Că dacă mai trăiam, îți dădeam două capace, dă-ți căutai dinții pe la spate, bă, tâmpita șomâltoaca, dracu. Cât de grafie ai tu, băi, analfabeto? Hai tu dialog cu mine, nu ți-ar fi rușine, domnule? V-ați apucat toți de vlogging, hoții, dracu, nici taxe nu plătiți. Nu vezi, fă, că ești atât de pitică și nici liftul ăla nenorocit nu urcă cu tine, tâmpita, dracu. Îl provoci tu pe Vadim Tudor, te las cu ceva frumos din partea mea. Hai, sictir, firea, dracu, dă pitică! Da, am uitat că tu ești chiar aici și o măltoacă, dracu. Salutare, oameni buni! Acesta a fost sketch-ul pe care vi l-am pregătit pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Mie îmi place să fac sketch-uri, v-am mai zis și în altele. Primul sketch n-a prins absolut deloc din punctul meu de vedere, al doilea da. Dați-mi o părere și despre acest sketch în comentariu. Bineînțeles, este un pamflet. Eu sunt mare fan Vadim Tudor, foarte mare fan, aș putea spune. A fost tot un pamflet, nu este nimic personal cu nimeni. Bănuiesc că unii oameni care știu ce înseamnă pamflet știu deja asta, dar sunt unii oameni care nu știu ce înseamnă pamflet și bineînțeles că o să fie hater. Cu alte cuvinte, săptămâna viitoare va apărea primul vlog din proiectul Stream Your Dream, vlog dedicat pentru proiect, pentru că vor fi 3 vloguri de-a lungul lunilor ianuarie, februarie și martie. Voi obține un punctaj pe total pe aceste vloguri, iar câștigătorul va intra în echipa influencerilor din Team Samsung, ceea ce este huge, vă dați seama, pentru orice nivel, dar mai ales pentru nivelul la care sunt în momentul de față. Știu că mă repet, dar chiar sper din suflet că v-a plăcut acest clip. Am văzut pentru prima oară în viață cum e să fii machiat. A fost o experiență absolut nebună să fiu machiat. Mi s-a părut efectiv ceva greu, nu știu, probabil femeile s-au obișnuit cu chestia asta făcând asta zilnic, dar pe mine m-au usturat foarte tare ochii, am plâns, bineînțeles, mi-am lăcrimat ochii de la toate chestiile cu care am fost dat. Demachiatul a fost horror, efectiv, a fost foarte greu. Părul alb, bă, mie chiar îmi place cum îmi stă, deși nu pot să stau așa mai mult timp, dar acum, după ce s-a mai dus puțin din alb și a rămas așa un gri, chiar arată mișto, mie îmi place, dar nu cred că o să rămân așa prea mult timp. Asta a fost clipul pe săptămâna asta, dați-mi un follow pe Instagram pe care vi-l las chiar aici, îl vedeți și în descriere. Uitați-vă și la ultimele mele vloguri pe care le găsiți în playlist-uri dedicate sau la mine pe canal. Dați-mi un subscribe cu clopoțel și nu uitați să dați un share acestui clip dacă v-a plăcut sau oricărui altui vlog de pe canalul meu care v-a plăcut, dați-i un share pe story, pe Instagram sau pe Facebook, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Eu am fost Romeo, mă înclin, ne vedem săptămâna viitoare, m-am pupat, pa!